Bună, prieteni! Suntem Roxana și Ioan. Suntem pe Calea Victoriei și astăzi o să mergem, dar o să și vorbim destul de mult. Calea Victoriei este una dintre cele mai importante artere situate în centrul Bucureștiului. Se întinde la Piața Națiunilor Unite până la Piața Victoriei și are aproximativ 3 km. Înainte de domnia lui Constantin Mâncoveanu, strada nu făcea parte din București. Numele ei fiind Drumul Brașovului. Era formată doar din bucata dintre Cercul Militar și Piața Victoriei. Porțiunea cuprinsă între Națiunile Unite și Bulevardul Regina Elisabeta era cunoscută în acea vreme ca Ulița Mare spre Sărindar, pentru că ducea spre Biserica Sărindar, care este acum Muzeul Centrul Militar Național. Drumul rezultat din unirea drumului Brașovului cu ulița Mare spre Sărindar a fost deschis în 1692, sub numele de Podul Mogoșoaie. Ulița nou formată era pavată cu trunchiuri de copaci, de aici denumirea de pod. Acest pod al Mogoșoaie a fost construit pentru a asigura o cale de acces între moșia de la Mogoșoaia, a băiului Moghioși, și Palatul Domnesc, amplasat în apropierea Curții Vechi. Noua arteră devine drumul principal al capitalei, de-a lungul lui construindu-se biserici, case domnești, hoteluri și hanuri. După 8 octombrie 1878, când armata română își face intrarea în capitală, în urma victoriei din războiul de independență, acest pod al Mogoșoaiei primește denumirea de Calea Victoriei. Gata, Roxana? Roxana a povestit. A povestit începutul. Să vă dau și eu câteva elemente. Hai să începem cu una din cele mai frumoase clădiri de pe Calea Victoriei. Și aici vorbesc, ia să luăm un pic de distanță ca să o vedeți întreagă. Aici vorbesc de Palatul Cecului. Hai să vă arăt cu totul. Și o să ne mișcăm un pic ca să o vedeți mai bine din mai multe unghiuri. Palatul Cecului a fost construit în doar 3 ani, între 1897 și 1900. În același timp cu fostul Palat al Poștelor, clădirea de vis-a-vis de el, care în acest moment este Muzeul de Istorie. Până în 1875 aici fusese o mănăstire, Mănăstirea Sfântul Ioan cel Mare, iar apoi au demolat-o și aici se ridicase primul sediu al casei de depuneri. Două vorbe despre cec, poate vă interesează cecul în sine, nu clădirea. Cecul a luat ființă în 1864, cecul ca bancă. Printr-o lege inițiată de Alexandru Ioan Cuza, la început a funcționat în diverse imobile, apoi în 1875 s-a început construirea unui sediu propriu, care a avut prea mult succes și spațiul a devenit neîncăpător. Lucru care a dus la demolarea lui și la construirea sediului actual. Ia, hai să luăm niște cadre ceva mai largi. După cum vedeți, elementul principal al clădirii cecului este cupola de metal și sticlă. Mai are încă 4 cupole laterale pe lângă cea centrală și din ce văd eu doar cea centrală este cu sticlă. Haideți să... Astăzi e închisă Calea Victoriei pentru mașini, așa că haideți să mergem pe șosea și să vă arăt și Palatul Poștelor de care vorbeam, clădirea de peste drum.
Palatul Poștelor, care în momentul acesta este Muzeul Național de Istorie. Uite și o mireasă, Roxana filmează mireasa. Bun, și hai să luăm Palatul Poștelor, fostul Palat al Poștelor. Hai să progresăm, să trecem pe partea cealaltă. Bun. Muzeul Național de Istorie, pe lângă faptul că, nu uitați-vă cât de mare e clădirea, este unul din cele mai impozante și mai importante muzee ale României. S-ar putea să fie chiar cel mai important muzeu al României, numai prin prisma faptului că aici se află tezaurul național. Cel puțin în teorie, nu știu să vă spun sigur dacă este fizic înăuntru. Nu mă lasă nimeni să intru să-l văd. În materie de patrimoniu însă este clar cel mai mare muzeu de istorie și arheologie din România. Deține obiecte cu valoare istorică descoperite încă din preistorie. Puteți vedea multe informații de genul acesta pe site-ul lor. Au un site foarte bine făcut. Așa. Chiar dacă e făcut în aceeași perioadă cu Palatul Cecului de peste drum, arhitectura e complet diferită. El a fost chiar, construcția lui a început chiar un pic înainte. A început în 1894 și s-a terminat în 1900 odată cu cecul. Și în timp aici au fost aduse cele mai prețioase tezaure, în primul rând cele din metal prețios. Și dacă îmi permiteți o glumă, cele care au rămas în România și pe care nu le-am trimis în țări vecine și care încă nu s-au mai întors, într-o țară vecină care să ni le păzească. Expoziția permanentă de aici era întinsă în 49 de săli. Momentan văd că e o expoziție fragment, experiența restaurării. Ar putea fi foarte interesantă. Clădirea, ea însăși este un monument istoric ridicat, cum spuneam, la sfârșitul secolului XIX, iar dacă cea de peste drum este de inspirație franceză, ea este de inspirație germană. Cutremurul din 77, din păcate, i-a adus pagube apreciabile și clădirii, dar din păcate și patrimoniului, și expoziția a trebuit schimbată aproape complet. În 2002, expoziția permanentă a muzeului a fost împachetată, obiectele au luat drumul depozitelor, clădirea a fost reabilitată între 2002 și 2007, din păcate s-a oprit la 50% reabilitarea și de atunci, din păcate, cam așa a rămas. Acum sunt ținute deschise 3 dintre secțiile expoziției permanente, tezaurul istoric, lapidariumul și columna lui Traian, iar fragment, expoziția de care vă spuneam mai devreme, este găzduită de holul central. Holul central e cel care găzduiește multe expoziții temporare. O să încercăm să ne mișcăm un pic mai mult, să nu vă mai ținem camera așa fixă atunci când povestim. Hai să continuăm. Foarte interesant să vezi Calea Victoriei așa goală de mașini. Aici, în general, e foarte, foarte aglomerat, foarte agitat. Hai să o luăm încet, vă mai arăt o dată cecul. Vă mai arăt o dată mireasa. Și ce vedeți în spatele cecului, în spatele băncii vechi, este o bancă modernă. Fostul Bancorex, fostul BCR, actualul nu știu ce. Roxana o să vă spună mai multe lucruri despre el. Hai să vedem că aproape am ajuns.
Clădirea a fost finalizată în 1998, fiind prima clădire modernă de birouri la acea vreme. Are două secțiuni, tower, compus dintr-un turn din 17 etaje, și podium, clădire de 6 etaje. Beneficiază de cel mai mare atrium iluminat natural din oraș. Continuăm. Oamenii au început, s-au lămurit că s-a... Oamenii s-au lămurit că s-a deschis pentru pietoni Calea Victoriei și că atare au început să nu ne mai lase să fim singuri pe carosabil. Hai, am ajuns și la Biserica Slătari. Sigur o fi Biserica Slătari? Da, e biserica de lângă Muzeul Național de Istorie. Numele ei vine de la meșterii zlătari, aurari și argintari, care bănuiesc eu că ocupau zona de pe aici. Biserica e foarte veche. Am găsit ceva informații că s-ar fi ridicat undeva în 1705, ba chiar 1667. Este pomenită în documente încă din 1667. A fost avariată, din păcate, după cutremurele mari din 1802-1838 și s-a ridicat în 1860 o nouă biserică cu hramul nașterii Maicii Domnului, aici. Pictura interioară, un lucru foarte interesant, este executată de Gheorghe Tătărescu, după ce se întorsese de la studii din Italia. În 1903, hanul și turnul clopotniței sunt dărâmate din nou. Biserica asta a fost săraca de multe ori dărâmată și reconstruită. Deci au fost dărâmate pentru a lărgi biserica, pentru a lărgi Calea Victoriei, mă scuzați, nu biserica. 71-73 turele bisericii care au fost avariate la cutremurul din 40 au fost reclădite și în sfârșit a ajuns la forma de astăzi. Din 1790 în biserică sunt moaștele Sfântului Mucenic Ciprian. Continuăm și ne apropiem de una din clădirile care a fost foarte frumoasă pe Calea Victoriei și care acum, din păcate, mai este doar o umbră a fostei glorii. Hai să vă arătăm. Magazinul Victoria, care a fost construit în 1928, dacă vă vine să credeți, după... Deci în perioada interbelică, după copiată fiind practic după galeriile Lafayette, cele din Paris construite, acelea la 1912. A fost primul magazin universal din România. A fost, este de fapt situat lângă fostul Hotel Lafayette sau Hotel du France, care a fost dărâmat în avariat puternic în urma cutremurilor din 47-7 și practic a trebuit dărâmat. După naționalizarea din 48, numele devine Victoria, cunoscut și sub sloganul magazinul Victoria, 50 de magazine într-unul singur. După 90 a fost renovat, iar cele mai recente modificări sunt venind în 2001. Păstându-se elemente precum vechea marmură roșie ce o putem găsi pe scările interioare ale clădirii. În continuare, Calea Victoriei este deschisă pentru pietoni. În fiecare weekend
se închide traficul auto, cred că începând cu ora 10, 10 jumate, nu știu să vă spun exact. Și accesul, cu accesul mașinilor odată oprit, ne este permis nouă să o transformăm în promenadă. Istoria Bucureștiului pe partea dreaptă, mai restaurată sau mai puțin restaurată. Ne apropiem de alt punct de interes al nostru. Ce vedeți în dreapta este intrarea în ceea ce se numește în acest moment Valea Regilor. În realitate, această Valea Regilor are o istorie mult mai interesantă și mai bogată. Este vorba de pasajul Maca Villa Cross. Un pasaj acoperit ce face legătura între Calea Victoriei și Banca Națională, în partea cealaltă dă în strada Eugeniu Carada. De fapt, intră din Calea Victoriei, iese tot în Calea Victoriei, în formă de podcoavă, și există și o ieșire printr-o poartă mult mai frumoasă ca aceasta înspre Banca Națională. Pasajul e construit cam în aceeași perioadă cu clădirile de care vorbeam mai devreme. A fost terminat în 1891 și ce interesant la el este că e acoperit cu o sticlă galbenă care îl face să pară foarte intim, foarte confortabil. Și intrăm în el. Una din ramuri, nu știu să vă spun în care suntem acum, a fost denumită după arhitectul catalan Xavier Villacros. S-ar putea ca acesta să fie. Văd că aici scrie pasajul Villacros. Cealaltă ramură poartă numele cumnatului constructorului pasajului, Mihalache Maca. Ia să vi-l arăt mai bine. Pe vremuri pasajul avea magazine la parter, acum sunt cafenele, nu mai cafenele aproape, dar e un loc boem, un loc frumos pentru a servi o cafea într-un mediu primitor. Ce mai e foarte interesant de văzut la el este în partea cealaltă, ieșirea de care vă vorbeam, ieșirea dinspre Calea Victoriei, dinspre Calea Victoriei, ieșirea dinspre Banca Națională. Acolo avem o cupolă cu vitralii. Iar la ieșirea propriu-zisă avem, dacă nu mă înșel, cariatide și atlanți. E păcat că nu puteți să simțiți și mirosul. Miroase a narghile aici. Și a florii în același timp. Ia să vedem cupola. Cupola, poarta. Să încercăm să vă arătăm și atlanții. Banca Națională. Una din laturile băncii naționale. În dreapta e Lipscaniul. Și ia să vedem atlanții. Și poarta mult mai spectaculoasă decât celelalte două intrări din Calea Victoriei. Și se pare că ne-am și lămurit. Cum ne uităm în față, partea stângă e pasajul Villacros și
și partea dreaptă e pasajul Maca. Ce e la etaj, nu știu. La parter, cum spuneam, cafenele, muzică, momentan liber, dar locul devine foarte aglomerat seara. Bun, ne pregătim să ieșim. Partea dinspre Maca e încă în pasajul Maca. Este încă în renovare, nu arată așa de bine ca ramura Villa Cross. Așa că, haideți să ne grăbim un pic. Să ieșim înapoi în Calea Victoriei și să vă arătăm următorul punct pe ordinea de zi. Ieșim fix în dreptul lui. Ați auzit probabil de Casa de Modă Venus, despre care o să vă povestească Roxana. Casa de Modă Venus a fost construită în anii 60 ca principal centru național pentru execuția de îmbrăcăminte pe comandă. Sediul principal cuprindea un corp vertical cu 8 niveluri cu forma apropiată de cub, unde se aflau atelierele de broderie, corsete, plisat, marochinărie și coafor. Un al doilea corp cu plan trapezoidal, poziționat lateral, conținea o sală de prezentare și un salon la etajul 1, unde clientele se puteau pregăti pentru probe. Fațada a fost placată cu travertin de Deva. Astăzi activează într-un regim restrâns. După cum știm, aici au muncit printre alte Doina Levința și Zina Dumitrescu. Și și-au început cariera Cătălin Botezatu și Dana Săvuică. Se creau colecții și se organizau prezentări pentru străini și pentru lumea bună. Cam asta și despre locul în care a crescut fashionul în România, în vremea de dinainte de Revoluție și puțin și după Revoluție. Casa de Modă Venus. Și ne apropiem de capătul plimbării noastre, care este la intersecția cu Regina Elisabeta. Nu prea mai avem despre ce să vă vorbim aici. Clădirile sunt în renovare. Sperăm însă că v-a plăcut noul format. O să încercăm să-l îmbunătățim, vă rugăm să ne iertați greșelile celor care se află la începutul unui proiect. La PAS e un proiect care are deja ceva vechime pentru noi, dar ne-a luat 2 ani să ne decidem să vorbim. Și sperăm să o facem mai bine pe viitor. Aproape am ajuns. Vă mulțumim pentru că ați fost împreună cu noi astăzi. Mulțumim și la revedere!